Începe o nouă eră la Dinamo. Ionuț Negoiță este cu acte în regulă acționar majoritar. După ce a devenit vioara întâi la clubul din Ștefan cel Mare, a promis că se vor achita toate restanțele salariale. Negoiță a devenit acționar la Dinamo la începutul lunii august 2012. Atunci a preluat un pachet de 30% din acțiunile clubului rămase în proprietatea lui Nicolae Badea și Drago Săvulescu după plecarea lui Cristi Borcea. Nicolae Badea, omul care a condus până acum Dinamo, a rămas cu 10% din acțiuni, iar Negoiță a preluat pachetul majoritar de 90%. Antrenorul Cornel Țănar consideră că schimbările sunt de bun augur. Doresc ca ceea ce a promis domnul Negoiță să rezolve astăzi sau mâine, pentru că jucătorii m-au rugat chiar să-i transmit că îl așteaptă la stadion. Și, bineînțeles, dacă se rezolvă și problemele astea, ușor, ușor, v-am zis, vom avea și noi liniște de care de vreo 7-8 luni nu există. După un start furibund de retur cu 3 victorii în primele 3 meciuri, Dinamo a urcat până pe 4 în Liga 1 cu 39 de puncte.